Și acum să vedem pentru ziua de miercuri 25 august care este energia cărților de tarot. Foarte frumos, după Regina de Săbii care a apărut ieri, astăzi avem Asul de Săbii, vine Victoria. Pentru cei care mi-ați ascultat sfatul ieri și v-ați făcut temele, ați fost calculați, analitici, ați gândit totul înainte de a acționa, astăzi primiți și răsplata acestui efort. Se văd deja rezultatele muncii voastre. Cu acest As de Săbii apare o victorie în viața voastră, fie că este adevărul la iveală și, în sfârșit, voi aflați o informație care vă era ascunsă sau niște oameni care aveau niște idei preconcepute despre voi vă văd adevărata față și înțeleg de fapt ce fel de persoane sunteți, aici Asul de Săbii taie orice încâlceli, orice probleme și lucruri neclare și aduce adevărul în centrul atenției. Mare atenție că în această zi de miercuri, 25 august, avem și aspectul de opoziție între Mercur și Neptun, ceea ce este un lucru foarte bun pentru cei care activați în domenii creative, fie că e vorba de fotografie, pictură, grafică, design, poezie, orice tip de artă sau literatură. O să fiți foarte, foarte inspirați în această zi pentru a crea ceva foarte frumos, ceva foarte filozofic, pentru a comunica exact care sunt sentimentele și emoțiile voastre. Partea negativă este că în ceea ce privește gândirea analitică și rațională, această opoziție dintre Mercur și Neptun poate să ne facă puțin mai confuzi, mai susceptibili la a crede anumite minciuni, la a fi păcăliți, la a fi mințiți, furați. Dacă aveți desemnat anumite acte în jurul zilei de 25 august, chiar și o zi înainte după, aveți foarte mare grijă, citiți orice document de 2-3 ori înainte să-l semnați. Cu Asul de Săbii, potențialul pozitiv este foarte mare, dar trebuie și voi să vă aduceți aportul vostru pentru a putea beneficia la maxim de energia acestei cărți. Per total, pare să fie o zi pozitivă, dar, repet, aici intervine și liberul arbitru, intervin și deciziile pe care voi le faceți în fiecare zi, așa că aveți grijă să nu ratați acest potențial atât de pozitiv, atât de frumos. Dacă v-a plăcut interpretarea mea și vreți să vedeți mai multe astfel de etalări de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!